Ana, mulțumim, a început vacanța, dar mulți copii merg încă la școală și învață, nu glumă. Da, învață să schieze. Sunt pline pârtile de pe Valea Prahovei și Poiana Brașov de copii. Unii și-au pus schiurile în picioare pentru prima dată, alții sunt deja profesori. Ia să văd, vârfurile, cum trebuie să stea? Apropiate și călcâiele depărtate. Bun. La școala de pe pârtie, uniforma e obligatorie. Costum de schi și vestă reflectorizantă, pentru ca profesorii să-i vadă mai ușor între toți turiștii. Bravo! Opa! Prima lecție, să rămână în picioare. Mâinile pe genunchi, te uiți jos la colegul meu. La mine, da, mânuțele pe genunchi. Te uiți la mine, da, mânuțele pe genunchi. Ce tu știi cu bine? Bravo! E greu? Nu, e ușor, destul de ușor. Prima dată mi s-a părut că e puțin mai greu. Ai căzut până acum vreodată? O dată până acum. Te descurci? Eu cred că destul de bine. A câta oară e greu? Da, acum este prima oară, am venit în tabără să învăț, să merg pe schiuri. Ai dorit tu să înveți să schiezi? Da. Atât de mult își doresc să învețe că nici nu vor să audă de pauze. Stau în jur de 4-5 ore pe pârtie. În 5 ore fac o singură pauză, să beau un ceai cald, apoi se întorc la cursuri. Au la dispoziție doar o săptămână să învețe să schieze. Atât ține vacanța. Nu te lovi de astea, ține mânuțele pe genunchi, da? Da. Cum e prima dată pe schiuri? E foarte tare. Pentru o tabără de schi de o săptămână, părinții au plătit între 100 și 120 de lei. Ce-a făcut Sam? Fugi!